De noi, Direcția Agricolă, Inspectoratul ITCSMSU Cluj. Uite, chiar acum ne salută din drum. Cam târziu, domnilor. Și nu în ultimul rând, colegii de la stațiunile de cercetare Livada, Lovrin și deosebit mulți fermieri. Tuturor vă mulțumim și vă dorim să petreceți o zi cât mai plăcută și însorită la stațiunea Turda, iar tot ceea ce o să vedeți la unitatea noastră să fie pe măsura așteptărilor. După cum știți, în anii trecuți lansam în cultură, implicit stațiunea Turda, noile noutăți în ceea ce privește cultura grâului, și anume soiurile de grâu Andrada și Codru, care spre bucuria noastră au început să prindă tot mai mult și fermierii sunt tot mai mulțumiți atât în ce privește producția, cât și calitatea acestora. Anul trecut, la evenimentul similar, organizat de unitatea noastră, ne puneam mari speranțe în două linii care erau în ultimul an de testare la ISTIS. Acum ținem să vă anunțăm că unitatea noastră și-a îmbogățit portofoliu cu alte două noi creații, omologări ale acestui an, două noi soiuri de grâu care sperăm în continuare să răspundă cerințelor fermierilor. Este vorba de un soi de grâu de toamnă, Dumitra, care se caracterizează prin producții mari și calitate deosebită, și iar cel de-al doilea soi, Taisa, care are, nu multe firme se pot mândri cu un asemenea caracter al soiului, să aibă un caracter facultativ, alternativ sau mai, pe înțelesul tuturor, umblător, să răspundă condițiilor atât cât e semănat în condițiile optime în toamnă, cât și în primăvară. Nu aș vrea să intru prea multe în detalii, veți afla mai multe de la colegii noștri în câmp, pe de o parte, unde o să vedeți cel puțin varianta de grâu umblător în varianta semănat toamnă și în diferite epoci în primăvară, și în al doilea rând o să primiți la plecare fiecare dintre dumneavoastră câte un pliant unde să vedeți rezultate de producție și ceea ce au dus la omologarea acestora. N-aș vrea să vă rețin prea mult, aș vrea doar să nominalizez vinovații, cu ghilimele de rigoare, al acestor două creații, și anume colectivul laboratorului de ameliorare a grâului, pe care aș ruga să vină mai aproape de noi, să-i cunoască toată lumea. Aș începe cu domnișoara doctor, șefa laboratorului, Rodica Cadar, domnul doctor Ionuț Raț, domnul doctor Adrian Ceclan, domnul doctor Florin Rusu, domnișoara doctor Ioana Porumb, doamna doctorand Adina Varodi, pe care am uitat, și doamna doctor Diana Hirișcău. Tuturor ținem să vă mulțumim, să vă felicităm pentru rezultatele obținute până în momentul de față și, de ce nu, la mai mult. Acum aș vrea să spun ceva, sper să nu se supere cu... îmi cer scuze, și consultantul nostru, domnul doctor Moldovan. Vă rog, domnul Moldovan, și îmi cer scuze, vă mulțumim pentru onoarea de a fi astăzi alături de noi. Vă rog să veniți aici alături de colectivul de ameliorare a grâului.
Aș vrea să sper să nu se supere domnișoara Rodica Cadar pe mine, o să spun ceva din culise, cum să zice așa. În continuare, laboratorul nostru are la ISTIS alte linii de perspectivă. Una din ele, domnișoara Rodica spunea, asta spun cu ghilimele de rigoare, că o să revoluționeze cultura grâului. Domnișoara doctor, vă felicităm pentru toate rezultatele și anul viitor sperăm să prezentăm alte noi realizări ale unității noastre. În continuare aș dori să dau cuvântul domnului vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole, domnul vicepreședinte Marian Bobescu, să ne spună câteva cuvinte. Domnul vicepreședinte, vă rog. Bună ziua! Am să încerc să fiu foarte scurt pentru că nu este un moment festiv, este un moment lucrativ și interesul este românesc să puteți lua contact cu realizările stațiunii, pentru că eu consider că aveți ce vedea, există în România, în cadrul structurii Academiei de Științe Agricole și Silvice, în cele 56 de unități care sunt în subordonarea Academiei, 3 unități de elită în cultura mare, în cultura de câmp, respectiv, nu asta e ordinea, dar mă rog, acestea sunt, pentru că suntem musafirii domnului director astăzi, începem cu Turda, Lovrinul care este aici lângă noi de față și Teleormanul, 3 unități care, în afară sigur din Institutul de la Fundulea, își desfășoară cu succes, credem noi și sunt posibil în asemenea noastră, activitatea în zona de referință a fiecăruia, cu realizări deosebite. Iar anul acesta este un an deosebit în sensul că condițiile climatice, după cum știți, în toamnă nu au fost cele mai favorabile. Acum, în primăvară, iată că e o abundență de precipitații, poate mai mult decât trebuie, cu alternanță mare de temperatură de la zi la noapte sau de la zi la altă zi. Și ca urmare, soriurile care sunt, hibrizii care sunt și vor fi prezentați astăzi de către stațiune, și vor arăta potența în aceste condiții vitrege și cu atât mai mult veți putea trage concluziile corespunzătoare. Din partea Academiei de Științe Agricole, a domnului președinte Tabără, permitem să adresez conducerii stațiunii toată dorința de a ajuta în continuare unitățile din subordine pentru a conduce mai departe cercetările științifice care le au în desfășurare spre a crea materiale biologice care să vă vină în ajutorul dumneavoastră, a celor care sunteți creatori de bunuri agricole, să vă asigurăm de toată considerația noastră, vă doresc succes la ceea ce se întâmplă astăzi de aici și sper că la final rezultatele care se vor obține sunt cele care doriți dumneavoastră și cei care produc cereale pentru poporul român. Felicitări pentru ce ați făcut până acum și succes pentru ceea ce urmează să fie astăzi. Mulțumesc! Mulțumim, domnule vicepreședinte, și cred că sunt la sentimentul colegilor că noi contăm în continuare pe sprijinul Academiei pentru realizarea obiectivelor propuse de unitatea noastră. Înainte de a încheia, aș dori să mulțumesc sponsorilor, fără de care un eveniment de asemenea natură nu se poate realiza. Aș începe în ordine alfabetică, normal. Azo Mureș, BASF, Chemarc, Colegiul Național Emil Negruțiu, Crama La Salină, DDD Insecto, FMC, Invigo Agro, Mexol Galda, Sumi Agro. Tuturor vă mulțumim și vă așteptăm de fiecare dată când unitatea noastră organizează evenimente de asemenea gen. De asemenea, mă țin să mulțumesc presei și tuturor celor prezenți aici. În continuare, aș dori pentru buna desfășurare a evenimentului să dau cuvântul nu celor din urmă, ci celor din tâi. Doamna Felicia Mureșanu vorbește și la telefon, dar o așteptăm. Doamna Felicia Mureșan, secretarul științific al unității noastre, care îi placez sarcinile. Eu știu că nu-i place să spun așa ceva, dar organizarea evenimentului în activitatea de câmp. Vă rog. Mulțumesc frumos, domnule director. Dragi colege și colegi, poate că pe lângă ce v-a spus domnul director, ar trebui să completăm un pic cu tabloul
condițiilor climatice. Totul se desfășoară în acest tablou, și anume, dacă pornim din august anului trecut, luând anul agricol al cerealelor păioase, știți foarte bine cu toții, a fost cald și n-a plouat, secetă. Deci toamnă, septembrie, octombrie, noiembrie. În mare vă spun câteva cuvinte, restul probabil că o să vedem la fața locului și colega mea, Rosalia Cadar, mai completează acolo. Iarna a fost de asemenea decembrie, ianuarie, s-a completat cu apă din precipitații, din ploaie și zăpadă. Apoi a venit februarie, martie, de asemenea, o puțină secetă și în aprilie și-a dat drumul cu ploaia, aprilie și mai. Vreau să vă spun că în mai a plouat în plus de ceea ce trebuia să fie, cea media, cu 87,3 litri. Deci asta înseamnă ceva. De asemenea, cred că este bine să vă reamintesc, cu toții știți asta, rezerva apei din sol, care este foarte importantă pentru culturile agricole, referindu-mă aici la cerealele păioase. 0,20 cât am luat noi, nu au fost probleme, deci a fost peste plafonul minim care trebuia să fie. De asemenea, 20-50 cm, de asemenea peste plafonul minim. Mai departe, nu ne mai interesează la grâu. 50-100 este important la prășitoare și mai ales la porumb. Eu zic să nu intru foarte mult în detalii, mai avem surprize în câmp, care o să vi le dezvăluie colega mea, Rosalia Cadea, și colegii mei de la laborator. Așteptăm autobusele, vor fi două autobuse, ne ducem în câmp, vedem ce avem de văzut și ne vom întoarce la cantina din partea dreaptă, cum venim, pentru a servi masa. Și bineînțeles, concluziile. Acolo o să putem vorbi tot absolut ce vă interesează. Tehnologii, soiuri, diverse probleme legate de cereale păioase și nu numai. Vă mulțumim încă o dată foarte mult pentru participare, vă dorim să aveți o zi plăcută și nu în ultimul rând, eu, ca cercetător, aș vrea să mulțumesc și colegilor de la stațiunile de cercetare care sunt prezente aici, Livada, Lovrinu, tuturor colegilor de la universități, de la Cluj, domnul profesor Otar, de la Timișoara, mulțumim din suflet că ați făcut acest efort să fiți alături de noi. Mulțumim foarte mult și vă dorim o zi frumoasă! Până ajung autobuzele, v-am rugat să mai serviți o apă sau să luați și pentru câmp. Sau o pâine, n-am spus, dar o pâine tradițională cu untură de mangalița. Unitatea noastră se ocupă nu numai de grâu, ci și de alte sectoare. Și creșterea animalelor, și creații la grâu, și soia. Vă rog mult să vă apropiați. Vă mulțumesc frumos! Așa cum spunea și domnul director, dânsul a prezentat colectivul de ameliorare a cerealelor păioase, dar ei sunt aici, poate colega mea Rodica o să îi cheme mai aproape. O să-i dăm cuvântul, îi mulțumim și domnului doctor Vasile Moldovan pentru prezență. Și o rugăm pe domnișoara Rosalia Cadar să ne spună tot ce știe ea în timp scurt, bineînțeles, și să ne prezinte toate noutățile, surprizele care le avem. Să știți că în afară de ce spunea domnul director, noi mai avem surprize în continuare. Avem foarte multe linii, colegii noștri sunt cercetători foarte buni, muncesc și au rezultate. De aceea îi felicit și eu și o rog pe domnișoara Rosalia Cadar să înceapă ea cu tot ce știe mai bun pentru noi. Te rugăm, Rodica! Bună ziua și bine
ne-am regăsit la acest eveniment și în acest an, deosebit de greu, dar după cum vedeți, câmpul nostru arată deosebit. Trebuie să vă spunem că în cadrul acestui laborator avem creații la soiuri de grâu de toamnă, soiuri de grâu de primăvară și ovăz de primăvară și de asemenea soiuri de orzoaică de primăvară. În acest moment suntem la al 14-lea soi de grâu. Ultimele două creații, după cum a spus și domnul director, din omologate în acest an, este vorba de soiul Dumitra. I-am pus acest nume, chiar dacă unii se întrebau de unde sau ce inspirație am avut când botezam soiurile, că de fapt atunci trebuie să ai o anumită inspirație. Dumitra cine era? Zeul agriculturii la greci și în apropierea locului natal al domnului Vasile Moldovan și în onoarea dânsului, pentru că lângă Micești de Câmpie, unde s-a născut dânsul, este o localitate Dumitra, mai ales l-am onorat și pe dânsul în acest fel, dacă în altfel nu putem să aducem recunoștință vechilor colaboratori și cei care au făcut istorie, după cum vom vedea prin soiul Arieșan, această stațiune a făcut istorie în ameliorarea grâului, noi aducem recunoștință în acest mod. Deci soiul Dumitra, prin ce se remarcă, este un soi cu spicul mutic. Este o combinație între o linie de-a noastră foarte productivă, T18/94 și un soi de origine franțuzească. Un domn oficial de la Academie mă întreba în urmă cu 2-3 ani spre ce se îndreaptă, în ce parte se îndreaptă programul de ameliorare a grâului de la Turda și eu am spus că noi ne îndreptăm spre vest. De ce ne îndreptăm? O să vedeți toate creațiile noastre. Se evidențiază printr-un foliaj bogat, spic mare, elemente de productivitate care conferă la final soiului capacitate ridicată de producție. Deci soiul Dumitra și pe partea cealaltă avem un soi de grâu umblător, Taisa, semănat, după cum se vede, semănat în toamnă. Un soi de asemenea semănat la sfârșitul lunii octombrie. Observăm din nou o înfrățire la soiul Taisa, o înfrățire foarte abundentă comparativ cu alte soiuri. În continuare, aș vrea să vă mai prezint. Deocamdată n-am pus etichete exact de ceea ce spunea domnul director, că avem surprize. O linie care este în anul 3 la Istis, T123-11, așa cum apare foliajul, apare că linia este mai tardivă, dar nu este așa, este o linie cu mijlocie, ca perioadă de vegetație, dar are acest caracter important de a-și menține, frunzele o perioadă mai îndelungată verzi, așa numitul caracter stay green. La această linie am obținut producții deosebite, la Istis ea trece toți martorii, inclusiv soirile martori sunt soiuri la care să ne raportăm în rețeaua de Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soirilor, respectiv Glosa, Litera și Andrada. Deci el este pe primul loc într-o rețea care cuprinde 8 centre din zona de centru și Moldova. După aceea v-aș prezenta producerea de unde producem sămânța amelioratorului la soiul Codru. După cum observăm, un soi care arată foarte bine. Trebuie să menționez pentru cei care vizitează
acest câmpul nostru de ameliorare, că noi nu facem tratamente pentru combaterea bolilor. Deci tot ce se vede aici este fără tratamente de combatere a bolilor, deși la un moment dat o să apară, se văd simptome de fuzarioză, câteva spiculețe afectate, dar căldurile care vor veni în perioada următoare sigur vor stopa acest atac. Solcodru a fost înregistrat în anul 2015 și în momentul de față ne găsim în perioada de extindere a lui în producție. Și în continuare vom trece la vizitarea expoziturii care cuprinde 62 de soiuri românești de la toate centrele de ameliorare din țară și străine care au avut, s-au comportat bine, sori străine care s-au comportat bine în condițiile de la din țara noastră. Din nou, soiul Taisa, soi de grâu umblător, arată deosebit în această expozitură, soiul Dumitra, linia despre care v-am vorbit, T123-11, din nou o linie mutică deosebit de productivă în anul trecut și în urmă cu 2 ani, în cadrul unui proiect ADER, la care au participat 4 centre de ameliorare, respectiv Institutul de la Fundulea, stațiunea Turda, stațiunea Șimnic, Albota și Institutul de la Brașov. Ea s-a situat pe primul loc și vreau să vă spun că primul om care ne dă informații deosebite asupra valorii unui genotip din punct de vedere al producției este doamna Iustina Lobonțu de la stațiunea Târgu Mureș, care întotdeauna apreciază sau ne raportează rezultatele de producție și la Târgu Mureș am obținut cele mai mari producții la genotipurile noastre. Apoi am spus că în continuare o să omologăm o linie care o să facă istorie. Am zis, m-am referit în acel moment la linia T109-12. Această linie este cu spicul aristat și alb, este o combinație între soiul Dropia de la Fundulea și un genotip de la stațiunea de la Marton, un soi unguresc de la stațiunea Marton Vașar. Deci prin selecții repetate am reușit această linie deosebit de interesantă. Și apoi linii care s-au evidențiat în cadrul proiectului ADER, le-am așezat și pe ele în expozitură, având în vedere că ele au confirmat într-o rețea mai largă de stațiuni. Și noi ne-am dorit întotdeauna să realizăm, după cum am spus, soiul Arieșan a fost un moment crucial în istoria laboratorului de ameliorare a grâului de la Turda și am reușit să recuperăm acest genotip valoros. Arieșanul este un soi care are la masa 1000 boabe valoarea la acest caracter cel mai ridicat. Nu am mai întâlnit nici un genotip cu boabe atât de mari și soiul s-a menținut atât un timp așa de îndelungat de la omologarea lui din 1985 până în prezent datorită acestui caracter, valorii mase 1000 de boabe. Și atunci am încrucișat Arieșan și Andrada, amândouă cu spicul roșu și a rezultat această linie pe care ne-o propunem spre înaintare la Istis. Apoi, la început am prezentat soiurile și în continuare liniile și în continuare voi prezenta soiurile create la Turda în ordinea nu în ordine cronologică, în ordine inversă. Deci soiul Codru, ultimul omologat și la intrare v-am,
prezentat cele două rezultate din anul acesta, Taisa și Dumitra, soiul Andrada, un soi cu spic roșu. După cum observăm, în anul acesta, mai târziu s-a întâmplat virarea spre culoarea roșu, până la un anumit moment era aproape la fel ca și codrul la culoarea spicului. Apoi soiul Dumbrava. Soiul Dumbrava este un soi deosebit de productiv, dar am avut anumite probleme. Noi îl menținem la producerea de sămânță la acest soi, la stațiunea Secuieni. Este foarte importantă colaborarea între stațiuni, mai ales când ai la dispoziție un număr mare de soiuri și nu poți să realizezi produceri de sămânță la mai mult de 3-4 sau maxim, mă gândesc că maxim 5. Apoi soiul Turda 2000, acest soi a fost omologat exact în anul 2000. Începând de la acest soi, mi-am dorit ca ele să nu mai aibă numere, Turda 95, Turda 2000. Am zis să aibă numele lor, să le botezăm, nu doar cu cifre, să le dăm un nume. Apoi Turda 95, un alt soi deosebit de valoros, dar avea o anumită predispoziție la încolțirea în spic și atunci soiul nu se mai realizează producere de sămânță la acest soi. Apoi soiul Apulum, acesta este un soi deosebit de valoros prin indicii de calitate pe care îi realizează, după cum vedem este mai înalt și cu predispoziție, la ușoară predispoziție la cădere, dar are o însușire deosebit de importantă, în sensul că rezistă foarte bine la condițiile de iernare, la temperaturile scăzute din timpul iernii, în condițiile de fitotron de la Fundulea, în urmă cu mulți ani, a rezistat la temperatura de minus 25 de grade Celsius. Deci un soi deosebit de valoros. Apoi soiul Arieșan, despre care v-am spus că este un soi deosebit de valoros, dar după cum se spuneau la Seuca, nu mai poate să se ducă în competiție. Se vede că este depășit de celelalte creații. Apoi soiul Turda 81, un soi mai vechi, soiul Transilvania, care a fost o creație deosebit de importantă, având înglobate gene de reducere a taliei. Apoi soiul Potaisa, un soi de asemenea, soiurile mai vechi al stațiunii, putem să le observăm în cadrul acestei expoziții și să vedem cum a evoluat programul de ameliorare de la soiurile vechi până la noile creații. Și în continuare o să prezint creațiile celorlalte stațiuni și ale Institutului Național de Cercetare de la Fundulea, respectiv soiul Fundulea 29, Fundulea 4, Flamura 85. Observăm soiul Dropia, pe care noi îl folosim cu mult succes în combinații și atât la Andrada cât și la linia pe care v-am prezentat-o la început. Am văzut că are ca părinte soiul Dropia. Dacă încrucișăm cu liniile noastre sau se obțin rezultate deosebite. Soiul Ardeal se comportă mai bine în condițiile de la noi, în sud. Nu se comportă la fel de bine ca la Turda și atunci ei l-au extins pentru zona de cultură din Transilvania. Soiul Boema, trebuie să spunem că Institutul de la Fundulea realizează soiuri care se comportă deosebit de bine în partea de sud, unde suprafața cultivată cu grâu este mult, mult mai mare. Deci, pentru zona din Transilvania, vestul țării și Moldova, avem în jur de 800.000 de hectare, iar pentru partea de sud, 1.200.000 de hectare. Deci, este
se adresează unei suprafețe mai întinse. Observăm comparativ cu soile noastre că soile de la Fundulea au un caracter de care le conferă respectiv frunza, poziția frunzei și felul, arhitectura frunzei care le conferă rezistență mai mult la secetă, pentru că aceasta este problema cu care se confruntă cel mai mult soile din în partea de sud, soile de grâu. Ursita, am văzut la o expoziție de la Seuca că în continuare încearcă să înlocuiască soiul Glossa cu ursita. Apoi, soiul create la stațiunea Suceava, care în momentul de față sau nu mai funcționează, totuși au avut creații deosebit de valoroase. Sunt soiuri foarte productive. Noi le folosim în programul de hibridări, mai ales pentru a realiza producții, pentru capacitatea de producție. Acum un soi omologat de stațiunea Oradea, apoi Trivale de stațiunea Albota, Eliana de asemenea la stațiunea de la podul Iloaie, o stațiune care numai în momentul de față nu mai există și este mare păcat. Și apoi un soi soiuri create la stațiunea Lovrin, soiul Alex și Ciprian, care este un soi deosebit de valoros. Și începând de la soiul cu numele K, începe expunerea acelor genotipuri străine, deci soiul Capo, care a fost în cultura din zona Transilvaniei a existat o perioadă foarte îndelungată, soiul Iose. Trebuie să spunem că sunt soiuri austriece care sunt, cum zicea domnul Săulescu, foarte bine lucrate la calitate. Soiul Renan, un soi franțuzesc care se pretează și în agricultura ecologică. Soiurile Cristina, Sofru, Sobel, la noi au venit prin COSAD. Și apoi un soi exotic, soiul exotic care a avut cea mai largă extindere dintre soiurile străine. După cum după 10 ani de comportare deosebită a soiurilor, începe un declin al lor. Observăm în acest an că el nu mai face sau s-a întâmplat în momentul confruntării cu atacului de piticire, după cum o să vedem în continuare, o să ajungem și la o expunere mai largă pe tema aceasta, n-a făcut față acestui atac. Soiurile Apaș, Arlechin, de asemenea soiuri de Lima Green foarte productive, dar cu probleme cu la calitate, deoarece nu realizează de fiecare sau în toți ani indici corespunzător pentru industria de panificație. Și la sfârșit avem soiul Bezostaia. Soiul Bezostaia, de ce-l mai punem? El este un fel de martor al progresului realizat din toate timpurile. El, la momentul creației, a făcut-o, a stat la baza creierii altor materiale valoroase, dar a revoluționat ameliorarea grâului, un soi creat în Rusia. De asemenea, prezentăm în cadrul colecției soiuri de grâu de soiuri de triticale de toamnă, un soi de triticale de primăvară, Țebea, creat la stațiunea noastră, soiul de grâu de primăvară Pădureni, care la momentul acesta nu este înspicat, soiul de grâu Durum de primăvară, realizat de regretatul domn cercetător Timariu Aurel. Și apoi, după cum v-am spus, noi avem o creație valoroasă la obăzul de primăvară. Este vorba de soiul Mureșana,
Mureș, deci Mureșana este la această oră cel mai cultivat dintre sorile de grâu, dintre sorile de ovăz de primăvară, Mureș și Someșan și de asemenea, da, mergem și la... Și de asemenea, sorul Tais a semănat în primăvară, în luna aprilie. Da. Și dau microfonul doamnei Mureșan pentru a-l da mai departe cui trebuie pentru a expune probleme importante legate de piticire. Așa cum spunea Rodica, o rugăm pe doamna doctor Dana Malski, colega mea, unde ești, Dana? Dana, să ne spui câteva cuvinte despre piticire, pentru că, dragii mei, niciun an nu este ca altul, știți foarte bine. Cel puțin în acest an au fost extraordinari de mari variații din toate punctele de vedere. Un an deosebit, putem spune, în care a apărut piticire, a apărut dăunători noi la diferite culturi. De aceea te rugăm, Dana, în câteva cuvinte, te rugăm frumos, mulțumim! Mulțumesc și eu! Sunt foarte încântată să vă întâmpin aici pe o problemă de entomologie și totodată legată de o boală cumplită a grâului produsă de virusuri și de micoplasme. Acești agenți patogeni sunt vehiculați de vectorii lor, de cicade și afide. Vă rog frumos să fiți atenți dacă într-adevăr cu sinceritate sunteți alături de cultura de grâu, să rețineți faptul că încă de toamna lanurile semănate prea timpuriu sunt afectate de zborul și de atacul cicadelor, care sunt niște insecte de foarte mici dimensiuni, 2-3 mm. Dacă vreți și mă puteți asculta, eu nu cred că amplificarea e suficient de bună și vă rog frumos să rețineți că în afară de cicade și afidele, pe care toți îi cunoaștem, purcii de plante, sunt vehiculatorii acestor agenți patogeni, care produc boala numită piticirea, îngălbenirea, înroșirea și sterilitatea grâului. În prima fază, la desprimăvărare, plantele rămân mici și apoi se usucă complet, iar ulterior, la al doilea val de zbor al cicadelor și afidelor, în continuare boala se răspândește în grâu și are loc o distrugere a țesuturilor plantei, în așa fel încât nu mai face spic. Deci este vorba și de sterilitatea, de pierderea totală de producție. Dar cum putem să rezolvăm această problemă? Prin următoarele metode. 1. Să nu semănăm grâul înainte de 10 octombrie, pentru că va răsări în perioada în care zboară cicadele, afidele și alți dăunători. Asta e cel mai important. Să tratăm grâul cu, numai cu fungicide și cu insecticide, dacă se poate sistemice și remanente, și apoi primăvara să urmărim cu ajutorul unui consultant entomolog zborul afidelor și mai ales al cicadelor. Vă rog să citiți broșura stațiunii Turda, Agricultura Transilvană, în care în fiecare an noi v-am informat despre noutățile și pericolele care există și sub aspectul dăunătorilor grâului. Da? Deci, dacă vă rog frumos, încercați să priviți spre parcelele din stânga, care marea majoritate au fost semănate la începutul lunii octombrie și au suferit acest atac. Dacă doriți să vă apropiați puțin, ca să vedeți că într-adevăr din toate plantele care au fost, unele au dispărut complet, altele s-au uscat, s-au îngălbenit, s-au înroșit, unele dintre ele nu dau deloc spic,
altele dau câte un spic, poate chiar steril. Deci problema este foarte, foarte importantă. Mergând înapoi, o să vedeți parcele, marea majoritate a parcelelor ăstora sunt cu piticire și infertilitate. Deci producția de boabe, numărul de spice este foarte redus. Mulțumesc pentru atenție. Sigur, eu pot să vă spun mai multe lucruri, dar ne presează timpul și atunci doar atât vă mai spun. Stațiunea Turda, prin colectivul condus de domnișoara Rodica Cadar, are deja depistate linii și forme care rezistă la acest atac sau, mă rog, au oarecare toleranță asupra infecției. Mulțumesc frumos, toate cele bune! Mulțumim doamnei Malski pentru această expunere. Mai multă lume și nici chiar eu n-am mai văzut un atac așa puternic de piticire. Dânsa a fost prima care ne-a spus despre ce este vorba. După cum vedem aici un genotip care este rezistent la această piticire. Noi am semănat în toamnă, exact în data de 5 octombrie și grâul a apucat să răsară destul de repede. În aproximativ la aceeași dată a semănat și domnul Cornel Chetan la fermă, dar datorită faptului că el a semănat direct și grâul nu era, deci a răsărit mai târziu, nu a apucat să fie afectat de această piticire. Linia care am expus-o la început, combinație între Andrada și Arieșan, după cum observăm, este tolerantă sau rezistentă sau oricum nu a avut de suferit din cauza piticirii. De asemenea, mai avem genotipuri care sunt tolerante la sau rezistente la piticire și linia T109-12, după cum v-am spus, combinația între Dropia și un genotip de la Maton Bashar. Observăm importanța marginii la orice experiență sau a benzii. Dacă nu era aceasta, erau afectate probabil mult mai puternic toate variantele și nu mai puteam să facem o comparație corespunzătoare. Avem o linie și sensibilă la piticire, foarte sensibilă. De asemenea, printre genotipuri tolerante sau rezistente, observăm intercalarea celor sensibile. De asemenea, se observă efectul piticirii la variantele la surile create la Naturda și Undulea, dar observăm și surul Andrada care are o anumită rezistență la piticire. De obicei avem un număr mai mare de 20 de spiculețe pe spic și de asemenea număr mare de boabe în spic. La surul Taisa am avut surpriza ca pe un singur spic să avem peste 100 de boabe și masa boabelor pe spic sau greutatea boabelor pe spic să fie de 3 grame.